Două licee, Clubul Copiilor și trupa de teatru a Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani au organizat luni 15 ianuarie un eveniment cultural-educativ pentru a marca Ziua Culturii Naționale. Manifestările au avut loc în sala Arcadia a instituției publice. Elevii au recitat din opera eminesciană în fața publicului. De la mare la Hotin, mereu care ne-a țin. Din Boian la Patrador mi-a umplut o mii de acolo. Străinul te tot paște, de nu te mai pot cunoaște. Sus la munte, jos pe vale, și-au făcut dușmanii care. Din Zătmar până în Săcele, nu mai va duri ca acești. Vai de pietru omul săracul, în dărăzul de caracul, nici negru nu se-mi ia de nici și este toată așa, ci ceva la vara prist și străinul țara lui. Omagiul adus marelui poet a continuat cu momente artistice susținute de elevi din corul Liceului Teoretic Miron Costin din Pașcani. Câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat, o zi era de ajuns. Apoi copiii de la Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga au recitat din poeziile scrise de Mihai Eminescu. Fiind băiet, pădurul cu trei eram și mă culcam ades în războr. Dar brațul drept, sub cap eu mi-ntorneam, să aud cum apa sună cerișor. Un freamăt plin trecea din ramura și un miros venea adormitor. Altfel, ades eu nopții pe geamas, blând îngânat de-al valurilor jos. Răsare luna, îmi bate drept în față, urai din basme, pot fi drept roată. Pe câmpii, un văr de argintie ceață, sclipind pe cer, topaie treste apă. Un buci îmi cântă tainic cu ceață, sunând din ce încet tot mai aproape. Pe fântul scade sau prin altul ieri, părea ca ori venind în ce de cerii. Alături de el, zâmpii se deschide. Din el, ieși o tânără grăiasă, pludeam în lacul ochii tinerițe, cu frundea ei mare grăiasă, ochii mari cu gura de amprinsă, ca în somn încet în frunza pasă, călcând pe vârful linii cu lucea. Veni alături, copilul cu dor, și aia atât de frumoasă, cum nu m-a închis odată în viață, în îngerul cu fața radioasă, venind din cer, venind din cer, se poate arăta, iar vorul lor și moare ca măcasă. Rumazul alb și umerii bădea, prin hainele de dor subțire fiu, se vedea trupului cel alb de fiu. De atunci, covorul moare, pântașe sună sub picior și de la crește până în poale, plătești ca visul de ușor. Din încrețirea lungii rochii, răsat ca marmurado, se atârnă în sufletul de ochii ce plin de lacrimi și noroc. O vis ferice de iubire, mireasă blândă din povești, nu mai sunt. A ta zâmbire mi-arată cât de dulce ești. Cât poți, cu a farmecului noapte, să-mi fâneci ochii mei de veci, cu acurii tare calde șoapte, îmbrățișând de brațe reci. Deodată trece o cugetare, un văd de ochii și pe ghelminți, e întunecoasa renunțare, e umbră dulcilor dorinți. Te duci, și-am înțeles prea bine, să nu mă țin de pasul tău, pierdută veșnic pentru mine, mireasa sufletului meu. Că te-am zărit, e a mea vină, și veșnic nu o să-mi o mai iert, păși voi visul de lumină, stinzând în dreapta în dejer, și o să-mi răsar ca o icoană, de-a purul Virginii Marii, pe fruntea ta purtând coroană, unde te duci, când o să vii. Au fost și momente muzicale și coregrafice realizate de elevi de la Clubul Copiilor. Da, 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 da
În a doua parte a evenimentului, Luceafărul Poeziei Românești a fost omagiat de membrii trupei de teatru Prometeu a Casei de Cultură. Întâlnirea trecut încearcă să mă chemi pe drumul lung și cunoscut, mai trec din vreme în vreme, deasupra casei tale ies și ea, același trec, ce-a luminat atât de des în vioșării mei. Și peste arbori respirați, răsare blânda lume, ce ne găseam plătișați, șoptind între mine. A fost de inimă zidea, credință pe toți veci, când pe cărări se scurau, de floare de pieci. De ce nu vii? Vezi, rândumerele se duc, se scută frunzele de nu, se așează bruma peste vii. De ce nu? De ce nu? O, vino iarna în meu braț, să te privesc cu mâine sat, să razi un dulce în capul meu, de sânul tău, de sânul tău. Ți-aduci aminte cum pe atunci când ne plimbam prin văi și lungi, te ridicam de sub siori, de atâtea ori, de atâtea ori. În lumea asta sunt femei cu ochi ce izvorăsc scântei, dar oricât ele sunt de sus, ca tine nu-s, ca tine nu-s. Căci tu mi se linezi mereu, viața sufletului meu, mai mândră decât orice stea, iubita mea, iubita mea. Târzie toamnă e acum, se scutur frunzele pe drum și lanurile sunt pustii. De ce nu vii? De ce nu vii? Televiziunea locală BTV a transmis live întreg evenimentul pe canalul de YouTube, iar filmarea poate fi revăzută și pe site-ul de știri bittv.info.